Parcul Cetății din Deva a fost gazda unei întâlniri amicale între cei mai buni liceeni pasionați de robotică din țară. Demonstrațiile făcute de cele 6 echipe prezente, cărora regulamentul competițiilor internaționale de profil le permite să facă alianțe între ele, a fost și o utilă verificare înainte de campionatul mondial de profil, care se va desfășura în toamnă în Elveția. Printre participanți s-a numărat și o nouă generație de tineri de la Liceul Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara, în echipa Robot X, alături de mentorul lor, profesorul Mircea Nistor. Printre participanți se numără și o nouă generație de tineri de la Liceul Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara, în echipa Robot X, alături de mentorul lor, profesorul Mircea Nistor. Aceștia se pregătesc pentru sezonul competițional viitor și nu uită că generațiile trecute au câștigat titlul suprem, iar mentorul echipei speră ca și actualii săi elevi să aibă realizări și nu doar în robotică. Nu atât competiția este cea pe care o vizăm, competiția este cu noi înșine, competiția este cu încercarea de a dezvolta în copiii aceștia capabilități de rezolvare de probleme grele și adevărate, dar ne pregătim ca în fiecare an pentru competițiile uzuale, e vorba de First Tech Challenge, divizia specială pentru elevii de liceu, de First Global, Tibor vor merge în curând, peste câteva luni în Elveția ca să reprezinte România la First Global, noi am făcut-o anul trecut. Acestea sunt competițiile mari pe care le avem în calendar, dar, repet, adevărata competiție este cu dezvoltarea acestor copii, cu împlinirea lor. La poalele cetății au fost prezenți și campionii naționali de la T-Borgs, care reprezintă Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Aceștia au obținut titlul după alianța făcută cu cei de la Decebaltech, de la Liceul Omonim din Deva, și vor fi prezenți la mondialele din Elveția, unde speră să aibă o evoluție cât mai bună. Noi anul ăsta și cu Decebal am fost locul întâi pe țară, în calificări am fost locul 2 pe țară, iar în turneul final s-am câștigat și am ajuns campioni. Am fost selectați acum să reprezentăm, iar în ca reprezentația României în Statele Unite am fost pe locul 8 din 80 în divizia Jamison, că erau două divizii. Am fost selectați pentru a reprezenta România la concursul First Global Challenge, care are loc în Geneva în octombrie. Avem o misiune deosebit de dificilă, tocmai ce a spus, pentru că domnul Nistor are un palmares de neegalat, cel puțin până acum, în anii de competiție. Gazdele evenimentului, cei de la Decebaltech, se gândesc și ele la sezonul viitor și nu exclud faptul ca la mondialele din toamnă să refacă alianța cu cei de la Târgu Jiu, care le-a adus titlul național. Suntem în afara sezonului de robotică, dar noi nu ne oprim, noi nu avem pauză, noi nu avem vacanță, suntem în fiecare zi, în general de la ora 8 la noi în laborator, lucrăm, avem noi idei pentru următorul sezon, deja ne gândim ce va fi, dar momentan ne concentrăm pe activitatea noastră frumoasă din parc în această zi. Sincer, în fiecare an ne bucurăm pentru că avem ocazia să prezentăm lumii ce facem, educația STEM este promovată prin intermediul activității noastre de astăzi. Suntem aici cu mai multe echipe din Târgu Jiu, din Hunedoara. Împreună formăm niște alianțe cu care să jucăm niște meciuri, să le arătăm oamenilor ce înseamnă First Tech Challenge pentru noi, ce înseamnă robotica și ce este această familie minunată din România. Aveți o colaborare foarte bună cu cei de la T-Borgs. Am înțeles că au fost rezultate și s-ar putea să urmeze? Da, cu siguranță. Nu avem un contract scris, dar între noi prietenia este strânsă. Din trecut îi știm, sunt o echipă foarte serioasă cu care ne place să colaborăm, să lucrăm împreună, ne completăm perfect. Suntem complementari, să spun așa. Participanții la eveniment au fost felicitați de primarul Devei, Florin Oancea, pentru rezultatele obținute. Acesta i-a asigurat pe tinerii deveni pasionați de robotică de sprijinul și pe viitor al municipalității și le-a transmis că speră ca la finalizarea studiilor universitare pe care le vor urma, cât mai mulți dintre ei să revină pe meleagurile natale. Și faptul că ne pregătiți în fiecare zi, mie, ca părinte de data aceasta, îmi conferă garanția că și pe data viitor și țara viitor și rolul nostru acum, al meu ca primar și al consultării, să vă sprijin în continuare toate acțiunile, în așa fel încât vreau să faceți performanță și când vă întoarce de la universitățile în țară sau în societate,
să vă stămâneți la glume, să vă luați o medală. Deci mai mare bucurie și pentru mine, pentru primar, dar și pentru părinți. Deci, succes și pe început! Evenimentul Robotica de la Poalele Cetății s-a aflat la cea de-a patra sa ediție și a fost organizat de Colegiul Național Decebal în parteneriat cu Primăria Deva și Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală.